Asemenea multor români, un bărbat de 38 de ani din Piatra Neamț a crezut că a descoperit una dintre cele mai ușoare și rapide metode de a face bani. Contrabanda cu țigări nu l-a îmbogățit peste noapte, ci i-a oferit un loc într-una din celulele arestului din Piatra Neamț. Vineri, în urma unui control de rutină în autoturismul condus de acesta, au fost descoperite 1380 de pachete de țigarete. Bărbatul nu a putut justifica proveniența acestora, fiind reținut pentru contrabandă cu țigări. Control în trafic efectuat în dimineața zilei de 10 martie 2016, polițiștii au identificat un bărbat de 38 de ani din Piatra Neamț care conducea un autoturism în care au fost găsite 1380 de pachete de țigări susceptibile a proveni din contrabandă. Polițiștii nu s-au oprit aici, efectuând și o percheziție la domiciliul contrabandistului. Aici au mai fost descoperite încă 1352 de pachete cu țigări. În continuare, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au efectuat verificările, iar în cursul zilei de vineri, 11 martie 2016, a fost efectuată o percheziție domiciliară, în urma care au fost identificată cantitatea de 1352 de pachete de țigări. Astfel, bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de contrabandă de țigări a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Bicaz cu propunerea de arestare preventivă. Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate proveniența mărfii, însă cel mai probabil țigările provin din Ucraina sau din Republica Moldova. Toată marfa a fost ridicată în vederea confiscării. În cauză, cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate proveniența mărfii, care de altfel a și fost ridicată în vederea confiscării. În total reprezentăm circa 54.640 de țigarete. Direcția regională Vamală Iași desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate prejudiciul financiar adus statului român. Bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare de bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub regim vamal.